Vă spuneam, dragi, când mai filmez, că sunt în întârzieri, nu mai am timp. Aici, tocmai, am venit la biostupul ăsta, varianta Constanța, prima variantă. Iată că, nu? Aici am scos rama clăditoare. Dacă am văzut eu bine rama asta, iată că a început să căpăcească. Am tăiat aici, de ce avea de spațiu ăsta gol, am tăiat ieri. Și probabil că s-a apucat din nou de căpăcit, de crescut în golul ăsta, tot de trântor va fi. Deci am tăiat porțiunea care nu era căpăcită, dar uite, a început iar să căpăcească. Am văzut și matca pe aici undeva. Sper să vă arăt și vouă. Da, deci ea este nebunită. Da, uitați-o. Este nebunită. Caută celulă cu celulă să poată să ouă, pentru că mesajul e foarte clar. Cât de curând va trebui să roim. Nu avem mascul. Ce ne face? Uitați-vă dacă vedeți un trântor pe aici undeva. Eu nu văd niciunul. Asta înseamnă. Este interes maxim. Așa, asta e varianta în biostup de ținere sub stare de necesitate pentru creșterea masculilor, pentru că ea nu știe că mai sunt masculi în altă parte. Ea crede că numai cu masculii proprii trebuie să rezolvi treaba. Așa că aici trebuie să intervin și voi face la fel ca și înainte. Deci două rame le scot cu puiet. Acum nu mai stau pe gânduri. Voi scoate urgent două rame și bag repede două foi. Le pun în spate, la fel voi face și la vecina. Deci, vedeți? Asta spuneam. Captarea de temporiu a varoa. Ia, uitați, da? Pentru că sunt cu o singură mână și nu mai... Ia, uitați-vă. Da, dragilor, așa arată rama. Nu mă gândesc acum că am matca, am văzut-o. Așa, o lipim fără emoții. Sunt desfăcute ambele ochiuri. Așa. Iertați că cam erau tot sucesc în tot felul. Dar acum aia și crescut, trebuia un pic mai din timp, dar unde, poate la altele sunt blocate. În mod sigur sunt blocate, că ți-am nu ajung. Iar aș fi lucrat ieri, dar era așa de rece încât nu mi-am permis. Eu caut să călătesc cu puiet. Aici îi las larve aici, o oată. Deci cu puiet căpăcit. Nu iau pe asta, dragilor, da? Deci nu iau pe asta. Ca să nu îi dau ăsta din spate care stă acolo, sarcina de a crește. Să crească puietul în condiții optime, dar aici în față. Aici este asigurată și repede îmi crește și doi făgurei acum. Așa. Deci mă gândesc cu foarte multă seriozitate la ideea de a... Deci asta și-a făcut coroniță aici, observați. La ideea de a vinde faguri, rame cu puiet, da? Și mai ales de acestea care sunt deparazitate, curate. De fapt, dați, apicultorii știu ce înseamnă o ramă de calitate cu puiet care e gata de cluzionare, cum trebuie să arate, ce trebuie să întâmple. Aici așa a cluzionat, îmi pare rău. Ia să vedem ultima care o văd. Una am luat-o, ați văzut-o, da? Da. Eu vreau să mai iau încă una neapărat, ca să-i las numai trei, să bag două foi. Așa. Ia să vedem pe asta de aici. Asta are păstură. Și cu asta. Da, iau și păstura, că totuși n-are cum să-mi bat acolo cu el. Deci, am luat două. Și acum o lipim pe asta, băgăm două foi și vinem cu rama la loc.
Da, vorbeam la televiziune, domnule, dacă aș avea posibilitatea să am, să spunem, o televiziune. Ah, da, îmi spunea televiziunea pe internet, domn profesor, este televiziunea viitorului. Ce aveți dumneavoastră va fi excepțional. Așa, dar ce vă trebuie? Operator îmi trebuie, da? Așa ce fac eu acum este un efort maxim, că să lucrez, să și filmez. Am foarte multe lucruri uneori. Păi, dacă îți mai scot camera, când să fac? Cu o singură mână, să... Na, e greu. Și atunci, în condițiile astea, nu vă mai arăt ce trebuie să arăt. Așa cum am avut o perioadă, atunci aveam un băiat care în 2011 a fost tot timpul, 2011-2012 a fost tot timpul lângă mine și am filmat foarte multe, nu spun toate pe internet, dar multe lucruri deosebit de interesante. Sper să le procesez odată, să le editez, să le fac un meseriaș și să le punem ca să fie niște filme mult de calitate. E, una este calitatea asta pe care o vă arăt eu la imagine, care înseamnă ce? O cameră care țin cu o singură mână, și alta este situația când vine un profesionist. Dragilor, acum am matca. Nu mai îmi permit să știți să cu o singură mână să bag matca, că eu știu să nu o lovesc. De aceea voi întrerupe și în mod sigur nu vă mai arăt că nu mai am, chiar nu mai am timp, cred, mă credeți sau nu mă credeți, dar nu mai am timp. Așa că fac acest lucru și închid camera. Ce vreau să mă mai spun? În situația în care, să zicem, vecinul n-ar fi de calibru acesta și vreau să-l ajut, aceste două rame foarte rapid ajung din partea cealaltă, fără nici mare risc, dar dacă eu sunt frământat de ideea ca nu cumva, nu vreau să risc, da? El sunt de aici, la familia de aici. Ea comunică foarte bine, comunică și asta altă pe aici. Îl deschid ochiul ăsta mai mult, da, dragilor, mai mult. Albina va primi mesajul, va circula asta din spate cu aia din față. Pasă altă îl închid un pic, da? Ca ea să fie obligată să se ducă în partea asta și a doua zi îi dau drumul, le lipesc. Cum le-am lipit pe cele două? Ați văzut din patru rame, două dintr-o parte, două dintr-o parte, așa le lipesc pe astea dincolo. Fără nicio emoție, fără să am, poți fi matca lângă ea. Este acceptată, trece Albina pe lângă ea, totul e perfect. Albina călătoare, Albina care este pe ramele acestea, se va duce în familia de bază, cealaltă care nu ești niciodată să lipește de Albina cealaltă și în sarcinile și ăsta se va dezvolta foarte bine. Deci așa se poate se întâmpla să echilibrezi, da? Ai un roi mai în față, unul mai în spate, imediat te-ai luat de acolo, ai făcut mișcarea asta, ai băgat fără să riști, fără să riști să-ți omoare matca. Da? Deci astea sunt lucrurile spectaculoase. Hai că, da, acum chiar nu vă mai spun nimic, chiar nu vă mai spun nimic, că n-am făcut nimic de când am venit tot, m-am gândit să vă filmez, am venit și un pic mai târziu, multe probleme am de rezolvat. La revedere, dragi, pe curând!